Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Romantică și sentimentală, dacă te-ai născut pe 20 august, consideri comunicarea umană drept esența vieții tale. Spre deosebire de majoritatea celorlalți lei, îți place să lucrezi împreună cu alții și să gândești în termeni de noi și împreună. Încântătoare, politicoasă și generoasă, te învârți într-o varietate de cercuri sociale, puțini te pot egala în abilitățile de comunicare sau o diplomație, cu toate acestea, indiferent de modul în care dorești să devii partea echipei, mândria și ambiția îți stimulează dorința de a fi prima printre egali, în viața ta apar deseori evenimente care te forțează să te ascunzi de alții, uneori, având curajul, tu găsești puterea de a-ți admite public faptele, dar aceasta este extrem de rar, astfel că poți fi sortite singurătății. În ciuda faptului că reușești să obții un succes considerabil în domeniul afacerilor și în relațiile cu sexul opus, uneori, natura secretului care te domină este de neînțeles chiar și pentru tine însă îți, un sentiment de anxietate îți deprimă conștiința, te împiedică să iei decizii constructive, greșelile urmează una după alta. În acest caz, trebuie să cauți în colțurile retrase ale memoriei tale și să încerci să determini cauzele îndoielii de sine. Poți face acest lucru foarte simplu, iei o bucată de hârtie și, ca la școală, scriu în scurte său pe această temă, ceea ce mă împiedică să trăiesc. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, dezinteres, decență, cavalerism, integritate, noblețe, fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun, dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, Secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea în înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ai o natură imperială, dar emoțională, senzuală. Pentru tine, pasiunea este adesea mai importantă decât sentimentele calde și tandre. Ești fericită să ai grijă de cei dragi. Tu însă înclinată să ceri ajutor, aproape niciodată nu ai nevoie de sprijin. Independența Puterea voinței și întreprinderea te ajută să treci prin viață cu capul ridicat. Admirația celor din jurul tău îți stimulează realizările. Dacă tu ai un talent recunoscut, apreciat, ești capabilă să întorci munții. În ciuda pasiunilor interioare care îți deprimă conștiința, dai impresia de un vesel. Tu știi cum și îți place să te distrezi. Cu toate acestea, aura gândirii nu te părăsește niciodată conștientă de dificultățile care te însoțesc întotdeauna chiar și în cea mai îndoielnică fericire, nu trate superficial sentimentele umane, știi să empatizezi cu suferințele altor oameni, nu îi vei părăsi în perioadele dificile, dar, ajutându-i pe alții, într-o oarecare măsură te gândești în primul rând la tine însă îți. Ești încântată să realizezi că cineva este mai slab și are nevoie de suport? pe care nu este atât de dificil să-l dai, având o anumită experiență de viață. În momentele de criză din viața ta, ai nevoie de sprijinul unei persoane dragi care poate ierta toate insultele provocate în anii de discordie internă cu propriul eu. De regulă, ești calmă și precaută, preferând să nu atragi atenția inutilă. Cu toate acestea, poți fi firească și directă ca și copiii. Dar numai cu cei mai apropiați și în situații în care simți adevărul și căldura, te distingi față de alți nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești încrezătoare, disciplinată, loială, generoasă, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 20 august soarta ta? Te-ai născut cu o putere incredibilă a voinței și ești capabilă de realizări eroice. Soarele, care te patronează, îți oferă trăsături distinctive. Ești pozitivă și intenționată, înzestrată într-o anumită măsură cu o parte de autoironie curiozitatea și dorința de a atinge înălțimi semnificative, îți permis să obții totul, iar veselia și generozitatea afectează pozitiv relațiile cu ceilalți. Sensibilitatea naturii tale îți oferă posibilitatea de a ține cont nu numai de propriile interese, dar îi ajuți și pe ceilalți să rezolve problemele vitale. Vei întinde întotdeauna o mână de ajutor cuiva care chiar are nevoie de ea. Vei reacționa la solicitarea prietenului sau a membrului familiei, ei se pot baza întotdeauna pe tine și îți poți încredința cele mai importante secrete. Ai o convingere profundă că pe calea către fericirea adevărată, obstacolele trebuie să fie cu siguranță prezente. Deținând sentimente conflictuale, obișnuiești să conduci un joc dublu. O parte a sufletului tău este atrasă de cercetări spirituale profunde. Pe de altă parte, realitatea îți prezintă cerințe specifice și o viziune mai realistă asupra Universului. Alegerea nu este atât de dificilă, dar adesea faci confuzii. Căutarea de tine însă poate dura o perioadă destul de lungă și spre regretul meu profund, nu reacționez în niciun fel la solicitările și instrucțiunile celor dragi. Însă, cu ceea ce este dificil de argumentat este creativitatea ta tărâmul artei este adevărata ta ieșire. Chiar dacă manifestarea talentului nu va fi principala ta activitate, ci pur și simplu un hobby, cu siguranță îți vei da seama de toate înclinațiile tale creative. Viața ta poate fi extrem de haotică. Vânturi de emoții și experiențe noi îți copleșesc capul și ți este dificil să te împotrivești ispitelor din nou și din nou va trebui să lupți cu înverșunare pentru a evita intrarea în situații neplăcute. Tot timpul oferta șarpelui te va testa pentru fidelitate, conștiință și veridicitate. Adevărul este că te-a fortuna te însoțește cu generozitate și ți oferă tot felul de beneficii. Se pare că nu trebuie decât să ți dorești ceva și atunci ai ceea ce vrei. Nu toți cei din anturajul tău pot accepta această stare de lucruri cu adevărat apropiați în spirit și devotați ție sunt membrii familiei tale. Poți avea o familie puternică și prietenoasă, dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, faci întotdeauna ceea ce ai nevoie. Ești un partener ideal, nu uiți de zile de naștere, aniversări și alte date importante. Îți place curajul și încântarea directivității tale? dar în același timp știi să ai grijă de partenerul tău și să-l admiri. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, Perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești înzestrată cu intuiție, ești sociabilă, prietenoasă, de încredere. Punctele tale forte sunt abilitățile creative, oamenii din jurul tău apreciază capacitatea ta de a colabora, opinia publică pentru tine înseamnă mult, aceste lucruri te face oarecum dependentă de stereotipurile sociale, și orice dependență limitează posibilitățile, alegerile, dar optimismul te ajută la depășirea tuturor obstacolelor din calea vieții tale și nu te poate face decât a fi decisivă. Comunicativă prin natură, ai un sentiment accentuat de dreptate, ești un bun executant, ești muncitoare, comunicarea la locul de muncă este complicată de impulsivitatea ta, această calitate te împiedică mai ales în funcții superioare. La luarea deciziilor, ți se recomandă ghidarea de bunul simț, și nu de dorințele impulsive, ești înzestrată cu o imaginație puternică, care în cel mai bun caz găsește o cale de ieșire în cercetarea creativă. Poți fi un artist minunat, poet, vorbitor care îi poate captiva pe ceilalți cu ideile lui. Cu toate acestea, dacă din anumite motive nu reușești să-ți realizezi fanteziile în practică, aceste lucru amenință complicații grave pentru psihic, sănătate și boli. Ai o sănătate bună. La vârsta de 40 de ani, Poți întâmpina probleme în sistemul urinar, antidepresivele, consumul de alcool, schimbările frecvente ale partenerilor sexuali nu sunt doar un hobby pentru tine, ci o încercare de a te îndepărta de problemele care consumă inima. Înțelegând perfectă nocivitatea unei astfel de căi, poți găsi puterea să te oprești la timp. Încă din tinerețe ar trebui să-ți protejezi ficatul, alcoolul. O dietă dezechilibrată reduce calitatea vieții. Dorința de a evita loviturile dureroase ale sorții te poate duce la rătăcire. Prin urmare, sănătatea ta ar trebui să fie o problemă de autocontrol. Exercițiul fizic nu ți este de obicei dificil, deoarece, dorind să cedezi din energia copleșitoare, tu să ți depui eforturi pentru sport activ, jocurile în echipă sunt minunate. Destinul și norocul Universul a hotărât să fii decisivă, curajoasă, fericită. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât să spărească toate proprietățile pozitive ale naturii tale. În viață, mergi veselă și bucuroasă. Îți realizezi cu ușurință planurile, dorințele, visele. Poți avea succes în literatură, artă și teatru. În sectorul financiar, vei reuși, în viața ta personală va domni armonia. Sfaturi pentru tine În anumite situații de viață poți arăta instabilitate, isterie. Aceasta contribuie la acumularea de oboseală sub influența factorilor de stres. Reducerea numărului acestora din urmă este una dintre sarcinile prioritare. Odată ce un trecut recunoscut sau înțeles este lăsat în urmă, este mai bine să uiți. Lasă totul să meargă așa cum merge. Nu te atașa prea multe de lucruri astăzi poate fi un nou început. Nu-ți refuză niciodată oportunitatea de a-ți realiza pe deplin talentul. Nu există absolut niciun motiv să te îndoiești că poți atinge cel mai înalt nivel în orice domeniu. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, Regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil. Florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorită a fi ideal de mare. Aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine, darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci, nu poți face economii la cadouri pentru tine, cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile, numai exclusiv și real pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solen posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trăndafiri stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume, același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări, un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însă ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.